Domn președinte, o ediția cu numărul 15 a Supercupei, cum a fost? Eu nu sunt foarte mulțumit. Un început de sezon, cred eu, frumos. O organizare bună. Sala a avut aer de sărbătoare. Sunt mulțumit de faptul că am avut 3.000 de oameni în tribune, ținând cont că este mijlocul săptămânii și că ne aflăm în august. Marea parte a oamenilor au plecat sau sunt încă în concediu. Un prim meci, mai bine de atât, din punct de vedere al președintelui, nu poate fi cu mult suspans, cu două reprize prelungiri, nu poți să-ți dorești mai mult. Iar fetele, iacătă, favorita a pierdut, lucru care sigur va ambiționa echipa din București și o să avem lupte interesante pentru spectatori și telespectatori.